Am zis să vă prezentăm și niște imagini în exclusivitate de la o cină de taină, aș zice, pentru că nu era trecută pe agenda oficială a președintelui Klaus Iohannis la ambasadorul Germaniei la București, la reședința sa. A avut loc aseară o întâlnire cu mai mulți lideri politici din România. Îl vedeți în imagine pe Mihai Răzvan Ungureanu. A mai fost prezent Klaus Iohannis. O să mai vedeți câteva personaje cunoscute. Premierul desemnat al PNL, Cătălin Predoiu, îl aveți în imagine. Domnul Puiu Hașoti, tot de la PNL. Cred că domnul Helvig este în imagine. Da? Directorul SRI. E domnul Helvig? Nu, nu e domnul Helvig? Deși seamănă. Cred că e de la ambasada Germaniei. În fine, personaje importante ale statului român care au fost aseară la o cină la ambasadorul Germaniei și în exclusivitate, vă spunem, am aflat pe surse de la unul dintre participanți care a fost de fapt motivul pentru această prezență la nivel înalt, acasă la ambasadorul Germaniei. Domnul Lazar Comănescu, fost ambasador în Germania, în prezent consilier prezidențial la Cotroceni, a fost decorat cu un ordin al Germaniei. Cu această ocazie, ambasadorul a organizat o întâlnire cu personaje importante din statul român, printre care și președintele României, repet, premierul desemnat. A mai fost acolo și ministrul justiției Robert Kazanciuk. Iată-l în imagine, ministrul justiției Robert Kazanciuk. Au fost mai multe persoane importante din statul român, fie de la putere, fie din opoziție. Un singură precizare, după care o să-i las pe invitat să tragă concluziile acestei emisiuni care a cuprins multe subiecte. E și domnul, credeam că e domnul Gioană. Da, domnul Mircea Gioană. Domnul Mircea Gioană, o singură precizare, domnul Lazar Comănescu a fost rechemat de la postul de ambasador din Germania după alegerile din 2014, vă aduceți aminte, care au fost organizate în diaspora așa cum au fost organizate, nu neapărat în vina dumnealui, dar în mod cert au fost câțiva ambasadori, să zicem, sancționați între ghilimele pentru alegerile din 2014 și să mai spunem că în 2012 Lazar Comănescu a fost acuzat de presă că ar fi ținut partea celor care vreau să-l suspende pe președintele Traian Băsescu. Astea erau cel puțin acuzațiile publice.